Competiția nu e doar aceea a măririi volumelor, competiția nu e doar aceea a creșterii economice și a cifrei de afaceri, ci este vorba despre o competiție a standardelor și a reglementărilor, pentru că reglementările, standardele, regulile, atât cele comerciale, cât și cele tehnice, așa numitele bariere netarifare, care sunt foarte importante, ele pot fi piedici sau pot, în cazul desființării lor, să ajute dezvoltarea comerțului. Toate aceste lucruri sunt influențate de către cei care sunt așa numiți trendsetteri, cei care creează regulile, la care apoi ceilalți se vor adapta. Și sigur că dacă se va naște un acord transpacific înaintea unui acord transatlantic, atunci ei, semnatarii, primii semnatari, vor fi cei care vor crea reguli, vor genera noi reguli la care apoi Europa trebuie să se adapteze. Nu ne dorim acest lucru, pentru că Europa a fost cea care a dat multă vreme tonul, atât în ceea ce privește inovația, cât ceea ce privește dezvoltarea tehnologică, inventivitatea globală. Poate că acum suntem, sau de o anumită vreme suntem, depășiți în anumite domenii de către alți parteneri globali, de către Statele Unite, de către Japonia într-o vreme anterioară, dar în ceea ce privește exportul de tehnologie, în ceea ce privește anumite domenii de înaltă tehnicitate, Europa este în continuare lider și ne dorim să rămânem lideri și în ceea ce privește următorii ani, următoarele decenii. Acesta este un argument pe lângă acordul de comerț liber și investiții Statele Unite, Uniunea Europeană. Există multe, multe alte argumente legate de sistemul de valori comun, legate de faptul că pentru Uniunea Europeană democrația, drepturile omului, exportul acestor valori europene sunt la fel de importante sau poate chiar mai importante, primordiale, vis-a-vis de obiectivele economice. Economia, comerțul pot deveni vehicule pentru a ne exporta valorile legate de democrație, de libertățile și drepturile universale pe care le dorim răspândite pe întreg globul. Nu ne dorim un comerț care sacrifice drepturile omului, după cum nu dorim un comerț care sacrifice anumite standarde pe care noi europeni aici, fie în domeniul sănătății, în domeniul siguranței alimentare, în domeniul culturii și civilizației, ni le-am creat singuri, și standarde pe care le respectăm cu toții, 500 de milioane de cetățeni europeni.